dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragii noștri, astăzi suntem în Găureni, comuna Miroslava, cu o surpriză frumoasă pentru domnul Vasile, care astăzi este sărbătorit. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi. Așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să-i urăm toți un la mulți ani. Domnul Vasile, știm că sunteți sărbătorit. Și noi venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă întreb, dacă cumva bănuiți dumneavoastră ceva, cine v-a pregătit această surpriză? Am două prieteni plecate, nu știu care din nou. Ele să fie oare? Da. Fetele? Acest tortuleț este pentru dumneavoastră. Să știți că venim din partea celor mai dragi ai dumneavoastră. Cei care astăzi din toată inima și-au dorit să vă sărbătorească, să vă spun un la mulți ani mai special și să vă transmit încă o dată că sunteți foarte iubiți de către toți. Iar astăzi, mai mult ca oricând, și-au dorit să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru dumnealor. Da. Avem câteva floricele care ați venit cu drag din partea celor care ne-au trimis aici la dumneavoastră. Scrie inima pentru mamă. Primiți și dumneavoastră astăzi cadouri. Iar acum să știți că a venit momentul cel mai important, să aflăm din partea cui vine. Iar mesajul spune așa. Da, eu seama de mult. Tăticule iubit, în această zi minunată vrem să-ți urăm să-ți se îndeplinească toate dorințele. Fie ca viața să-ți fie fericită, sănătate de fier, iar norocul să-ți fie tovarăș de încredere. Lasă anii să treacă, tu nu îi număra, bucură-te de fiecare moment și dăruiește-ne căldura ta. Îți dorim bună dispoziție, nu doar de ziua ta, dar în fiecare zi fără a ține cont de timpul de afară. La mulți ani, dragul nostru! Să știi că te iubim din tot sufletul și suntem recunoscători cu toții pentru toată dragostea ce ne oferi, pentru tot sprijinul și pentru că e mereu ne ești alături. Din partea fetelor tale, Lușa și Ana, și cu toată dragostea din partea nepoților tăi, Maria, Patricia, Gabi, Andreea, Petrișor, Ionuț, Beti, Ianis, Ieric. Te super iubim și abia așteptăm să te strângem în brațe. La mulți ani! Mulțumesc. La mulți ani vă spunem și noi! Toată echipa a fost complice la această surpriză. Foarte frumos când familia este mare. Da. E mare, într-adevăr, de departe. Și lor le este foarte greu că sunt departe de dumneavoastră. Cred, pentru că s-au dus. Dacă ce să faci? Fiecare după până. S-o câștigi, s-o aibă mai bună. Cu fata care e în Germania și ai nant în Anglia, discută cu copii acolo. Au copii căsătoriți, cu familie, cu grămadă, tot. Nu știu să fac și ei. Cu siguranță, dumneavoastră vă bucurați dacă ei sunt bine. Când copiii sunt bine, nu mai contează nimic. Așa s-a ajuns la noi. Așa e. Mulțumim. Datorită lor... La noi misiunea e mare. Ce să faci? Uite, el merge în cârjă, el e bolnav. Eu am șase operații pe coloană. A fost în Germania la una, la ultima. E greu. Sănătate vă dorim și noi. Să fiți sănătoși. Dar să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea copilașilor dumneavoastră care doresc să o ascultăm împreună. Pentru povestile de mine, pentru că ai făcut-o bine. Și cinstit de câte știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de-i cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dacă tată vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, atenție! Radio Popular! Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăznăi că n-aveam minte. Și chiar dacă îmi ceream iertare, mă tot jăteam aspru și tare.
Toșa nata bagă învățat, ce-i bun ce trebuie îndreptat. Greșelile dacă mertai, din bine om nu mai făceai, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. La mulți ani vă spunem, domnul Vasile. Să fiți sănătos, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră și cu Doamne ajută să ajungă acasă, că asta este cel mai important. Sănătate la mine cum nu mai ești. Trebuie să luptați pentru copii. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.